10 colțare cu plasă. Voluntarii s-au prezentat la noile lor locuri de muncă, cei drept temporare, încă de dimineață și după ce au inventariat materialele de construcție, au început treaba. Coordonați de specialiști în construcții și diriginți de șantier, motocicliștii au schimbat acoperișurile caselor, au refăcut pereții, au dat cu var și au reparat gardurile. Am fost organizați în echipe, ne aflăm la familia Niță, o parte din întreaga echipă se ocupă de acoperiș, o parte se ocupă de construirea acestei schele care ne va ajuta la placarea cu expandat pe fațada casei, o parte se ocupă la interior de tot ce ține de zugrăveli, montat de termopane. Familia Niță locuiește într-o casă bătrânească moștenită de la părinți. Au 3 fetițe și toate sunt premiante. Se chinuie să le țină la școală, așa că de renovarea sau reabilitarea casei nici nu putea fi vorba. Ați avut timp și bani să investiți în ea din momentul moștenirii? N-am avut, că cu 3 copii și de muncă foarte greu găsim, nici pe unde apucăm. Dar am investit cât de cât puțin înăuntru. De ce avea nevoie casă? Ce o să facă motocicliștii astăzi la dumneavoastră? Acoperișul, ar fi nevoie placat. Familia Olteniceanu a fost crunt lovită de soartă în urmă cu 3 luni, când și-au pierdut unul dintre cei 3 copii, o fetiță. Din banii câștigați, nu și-ar fi permis niciodată să reconstruiască locuința. Lucrez cu ziua, salaur, în construcții și pe timp de sezon. Adică cât este sezonul, după care tot așa, unde mai e nevoie din ce câștig eu, 60-70 de lei, depinde și de lucrare, și cum așa, nu aveam nicio șansă să fac nici măcar gardul de apoi casa, sau chiar nici n-aveam curaj să mă apuc. La casa, dar acum 4 ani și ceva să fie. Până după ce am luat casa, la vreo lună și ceva, 2 maxim, s-a întâmplat pe mine cu piciorul, că mi l-a tăiat. După aceea am putut să facem decât să schimbăm geamurile și ușile. Și apoi n-ați mai avut putere nici financiară. Nimic. Sentimentul nu poate fi decât unul de bucurie, pentru în primul și în primul rând pentru că le oferim unor persoane cu mai puține posibilități decât noi șansa la o viață mai bună. Un sentiment care nu se poate explica în cuvinte. E o parte din sufletul nostru lăsat acolo. Unii și-au lăsat chiar sângele acolo, dar rezultatul a fost unul uluitor. Suntem foarte mândri de ceea ce facem și vrem să ne ține Dumnezeu obiceiurile și noi ne vor ține, sper, și sponsorilor, pentru că fără ajutorul lor nu putem face nimic. La prima ediție Bikers for Humanity au participat 400 de motocicliști care au ajutat 36 de familii din Bacău. În 2017, peste 150 de motocicliști au turnat fundațiile pentru 4 case sociale din Cumpăna, în care vor locui 16 familii cu venituri mici.